aș vrea să politizez foarte tare discuția de astăzi pentru puteți să o faceți dacă e necesar, adică pentru că discutăm despre mediu și mediul trebuie să nu aibă culoare politică. Dar din păcate am ajuns la aceste proceduri de infringement pentru că guvernele succesive care s-au aflat la conducerea României nu au luat măsurile pe care trebuia să le ia. Și aici discutăm, dacă discutăm despre ultima procedură de infringement pentru care România a plătit 1.500.000 de euro amendă și pentru care plătim 18.600 de euro pe zi, 6.700.000 de euro pe an, vorbim despre o amendă și niște penalități pentru că România, pentru că guvernele României nu au avut o viziune, nu au avut o strategie și nu au luat măsuri din timp pentru a cumva a rezolva această problemă. Așa cum știți și am anunțat și public, domnul ministru Fecheta a fost în Comisia pentru Mediu pe care o prezidez și am discutat despre această problemă. Eu am dorit să discut cu ministerul tocmai pentru a afla un plan concret ce face ministerul, ce face guvernul României pentru a închide această procedură de infringement de care nu o să scăpăm până nu o să rezolvăm. Și vorbim de cele 31 de depozite de deșeuri pe care România trebuie să le închidă. Din păcate, a fost o discuție lungă, dar fără un rezultat concret, pentru că eu mă așteptam la ceva concret. Eu spun întotdeauna, provin din multinaționale, eu îmi doresc rezultate concrete, doresc să văd un plan structurat, pe timp, pe oameni și așa mai departe.